Bărbatul de 63 de ani venise împreună cu soția la o clinică privată din apropierea spitalului de stat. La un moment dat a decis să meargă să folosească toaleta din ambulatoriu. Soția sa a intrat în panică după ce a văzut că întârzie. L-a sunat și i-a răspuns că vine în câteva minute. Așteptarea a continuat mai mult, iar descoperirea a fost făcută de un alt pacient care l-a găsit pe bărbat prăbușit. O echipă de medici și asistenți de la ATI și camera de gardă a unității medicale au intervenit și au efectuat manevrele de resuscitare conform protocoalelor în vigoare, însă, din păcate, bărbatul nu a reacționat la aceste manevre de resuscitare, fiind declarat decesul. Polițiștii au fost chemați imediat la fața locului. Corpul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Surse din anchetă spun că bărbatul avea probleme cardiace și fusese operat pe cord în urmă cu câteva luni.